Bună ziua și bine v-am găsit! Iată, astăzi vreau să vă prezint cum fac eu bocile de ceară. Aici avem în felul următor vasul cu ceară, aici, da? Deci acesta e vasul cu ceară, aici vas cu apă în care am pus vasul cu ceară și pe fund am pus două lemne care să țină sus vasul cu ceară. Tot ce trebuie, mai trebuie lângă el, mai trebuie și acest termometru. Iată, termometru îmi indică 71 de grade aici. Aici, da, 71 de grade. Bocilii se pot face când ajunge la 70 de grade. Reglezi temperatura apei din flacăra aragazului. Așa. Și mai aduc ceva cu ce fac eu bocile, o să vă aduc imediat să vedeți. Iată, aici am ustensilele cu care voi face potirașele pentru regină. Sunt puse în apă. Am 71 de grade, deci între 70, cam la 70 de grade se pot începe cu bocile. O să mai reglez un pic flacăra la aragaz. Dăm un picuț mai mic, așa. Și temperatura aceasta văd că e destul de constantă și pot să fac bocile respective. Deci, cum fac eu? Acum, dacă nu e bine, sau cineva zice că nu e bine, poate să mă corectez, nu e nicio problemă. Iată, luăm acest băț făcut până la așa, până undeva pe aici are 9 mm. Acum dacă ies un pic mai mari, nu este nicio problemă. Iată, 1, 2, 3. Cam așa arată pe băț. L-am aruncat în apă. Iau pe celălalt. Scuturăm bine de apă. Îl face. Deci, o picătură de apă. Verific bine. Și îl facem așa. 1, 2, 3 și acum îl las așa. Și băgăm apă. El așa arată. Trebuie să pun telefonul jos ca să vă arăt cum iese și eu să vă arăt cum arată. Deci am scos. Iată, acesta este botca, potirașul. Să fac imaginea stabilă să se vadă clar. Și mai la distanță. Așa arată. În aceasta putem pune larvele. Eu mai ajustez înălțimea să fie aproximativ cât este cele artificiale de plastic. Cam atât. O să scot și de aici, să văd dacă reușesc cu o mână.
să vedem dacă reușești. O mână. Da, cred că o să reușești cu o mână. E foarte simplu. Iată cum. Ies. A ieșit foarte simplu. Frumos, da? Îmi place și mie cum ies. Trebuie să am grijă la temperatură, să nu urce foarte tare și facem boci. Bine, asta lucrez eu azi, o să fac câteva. Îmi cer scuze că nu pot filma. Starea mea de sănătate este un pic mai slabă și am făcut și alte lucrări. Deci cam asta fac eu, starterul l-am făcut. Acum cam asta este. Vă mai arăt ceva câte fac peste vreo 2 ore așa. Bine. Până data viitoare numai bine, dar vă voi arăta, voi mai adăuga un filmuleț lângă el. Iată, continuu cu filmul. Cam atâtea am făcut. Am făcut o mică modificare la aceste bețe. Am pus o bucățică de tablă ca să aghețe de găleată. Cam asta e producția pe ziua de azi. E foarte simplu de obținut. Acum mergem și băgăm niște larve. Transvasăm niște larve și vedem ce o ieși. Numai bine până data viitoare.